Următorul invitat, dragi prieteni, în această ediție specială de Crăciun este domnul senator Aurel Oprinu. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Moș Crăciun! Da, măcar haina! Domnule senator, Crăciunul dumneavoastră de copil, a ce miroase? A carne de porc afumată, a șunca, o văd șunca pusă la streașina casei, acțiunea de tăiere a porcului pe care în toți anii copilăriei mele am participat, ba chiar când eram mic, măsuiau ai mei pe porc, nu da, știu exact care era semnificația. Se mai păstrează obiceiul. Se mai păstrează și parcă erau mai frumoase decât acum. Chiar dacă știm foarte bine că am 51 de ani, m-a prins adolescența, aveam 17 ani în timpul Revoluției. Când am devenit mai mare, în pubertate, după clasa 5, atunci am început să înțeleg mai bine ce se întâmpla în societate. Până atunci, până prin clasa 5, eram uneori bulversat pentru că erau foarte multe lucruri pe care nu le înțelegeam. Miroase a cozonat? Da, evident că da. Făcut de bunica mea în cuptor, cu lemne, exact după metodele tradiționale. Care sunt metodele tradiționale? Din ce vă amintiți? Sau nu asistați? Nu asistam cap-coadă, dar vedeam când frământa coca, când curăța nuca, când făcea crema. N-am asistat asupra procedeului cap-coadă. Când era, n-avea atâtea ingrediente cum are cozonacul din ziua de astăzi. Nu, era. Dar mirosul bănuiesc că era... Toate nici nu existau. Și dacă voiam să punem diverse afunători sau diverse substanțe care se folosesc în ziua de astăzi, atunci nici măcar nu auzisem, nici nu știam că există. Care sunt obiceiurile din copilărie, evident vorbim despre Crăciun, pe care le păstrați sau încercați să le păstrați și astăzi? Aveți asemenea obiceiuri? A fost o perioadă după începutul vieții mele de adult, după Revoluție, perioadă în care mi-aduceam aminte și uneori participam cu copiii diverșilor prieteni, dar recunosc că în ultima perioadă grijile, viața cotidiană pe care o resimțim cu toții m-au făcut să nu mai particip la tradițiile pe care le așteptam cu drag în copilărie. Când mergeam colinde? Colinde, exact. Ce colinde? V-ați fost cu colindu? Când eram mic, da. Mergeam cu bună dimineața, asta era regulă. Mergeam cu... Când e bună dimineața? Înaintea Crăciunului cu... Deci 22, 23. 23. Da. Mergeam cu plugul a doua zi de... pe data de 31. Dar plugul cum arăta? Fiindcă acum e un alt plug. Erau două tipuri, plugușorul mic și plugușorul mare. Plugușorul mic... mergeam cu plugușorul mic, cei care eram mai mici, în data de 30 seara și pe 31 dimineață era plugul mare în care erau adolescenții și tinerii în prag de adult, în care eram cel puțin 20, în care ornam o căruță, în care ornam eventual cu cal, în care luam diverse măști. Era... Deci un plug adevărat. Un plug adevărat. Nu un chici de plug. Da. Nu chici de plug, nu. Nu. Din tot satul și eu fac parte din categoria de crețeilor. Eram foarte mulți, comparativ cu ce se întâmpla cu... Astăzi am fost la maică mea să caut ceva din copilărie și... Da, v-am provocat și v-am rugat să veniți cu un obiect din copilărie, specific perioadei. Și vorbeam cu mama câți copii mai sunt, aducându-mi aminte de perioada copilăriei în care ne strângeam în gașcă și mergeam cu plugușorul, ne strângeam în gașcă să mergem cu bună dimineața, ne strângeam în gașcă să mergem cu cântecele. Câți mai sunt acum și dacă mai vin copii? Deci ideea de gașcă, de comunitatea copiilor. Da, 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 da. Da, chiar dacă a fost
Cei care nu au trăit perioada comunistă, poate că nu știu toate lucrurile. Eu, de Crăciun, cel puțin până în clasa 5-6, când am început să înțeleg, eram bulversat de Moș Crăciun și Moș Jirilă. Eu fac parte dintr-o familie de muncitori. Taică-miu, Dumnezeu să-l ierte, a lucrat o viață întreagă la Flacăra, câștiga foarte bine, era o perioadă în care aveam foarte mulți bani, dar nu aveam ce să facem cu ei. Nu aveam unde să-i cheltuim, nu aveam pe ce să-i cheltuim. Și primeam cadou de la întreprindere, de la Flacăra, unde lucra tata, pentru toți copiii. Eu fac parte dintr-o familie cu 5 copii. Primeam cadouri. Era singura perioadă în care vedeam portocan. Adică era wow pentru noi. Și multe lucruri, nu vreau să mă emoționez, sunt vremuri grele pe care le-am trecut. Și cei care n-au trăit acele vremuri, nu știu. După Revoluție, aveam 17 ani, repet, am avut în 89. Și imediat după Revoluție am înțeles că viața putea să fie altfel. Acum îmi dau seama că noi trăim mult mai bine decât trăiau regii, probabil în Evul Mediu. Îmi dau seama că bunicii noștri au avut o viață foarte grea. Îmi dau seama că părinții noștri au avut la fel o viață grea, dar puțin mai bună. Și îmi dau seama de beneficiile pe care le avem noi în democrație. Beneficiile pe care le avem noi acum. Comuniștii, perioada comunistă a fost o perioadă neagră, în opinia mea, chiar dacă, cel puțin atât cât am înțeles-o eu. Crăciunul îl asociați și cu bunicii dumneavoastră? Da și nu. De obicei, Crăciunul petreceam în familie. Fiind o familie numeroasă cu copii mulți, Crăciunul îl petreceam întotdeauna în familie. Evident că mergeam la bunici cu o zi înainte. Și porcul acela unde trăia, pe care vă suiați? În casă, în care am locuit, am locuit, deci, la casă. La părinți. La părinți, da. Țin minte cum și cum erau crescuți acei porci. Stăteam la rând, veneam la plăiș, pentru că doar aici nu era pâinea pe cartelă. Porcul era crescut cu pâine, pentru că nu aveam cereale, nu aveam de unde să luăm. Și multe sacrificii. Dacă stau să-mi aduc aminte de toate, sunt lucruri frumoase. Consider că copilăria este frumoasă oricând pentru, da, copii. Pentru copilăria care am avut-o, eu consider că este poate mai frumoasă decât cea pe care au această generație nouă. În schimb, sunt și multe lucruri pe care n-aș vrea să le mai trăiesc. 5 frați și bănuiesc că era o anumită atmosferă la dumneavoastră în casă, în preajma, da, sărbătorilor de iarnă. Da. Și o perioadă, până să moară tata, Dumnezeu să-l ierte, ne întâlneam. Veneam de fiecare dată în preajma sărbătorilor, tăiam porcul. Când tăiam porcul, mergeam să ne ajutăm părinții. Tăierea porcului în România e un moment, da, care reunește... Da, cel puțin pentru mine a fost o... Nu, dar reunește familia. Da, da. Toți, peste tot, văd că tăierea porcului, de acest eveniment, de fapt reunește familia. Da. Și împodobitul bradului. Da, mă simt vulnerabil în fața ta, moșule. Nu... Sunt lucruri pe care mi-aduc aminte, sunt amintiri și... Da, inclusiv Bradu. Eu, tu știi că ți-am povestit înainte în emisiune, m-am dus la maică mea, la Urlați, să iau un brad care avea 51 de ani. Adică a fost cumpărat pentru frații mei chiar în anul în care m-am născut eu, în 1972. Un brad, cam, cred că avea vreo 70 de centimetri înălțime, din plastic. Unde stătea în casă când erați copil? În camera de la drum. Aveam camera de la drum, o cameră care n-a avut sobă și nu are nici acum. O foloseam doar vara și mai mult o cameră de depozit, ca să spun așa. Așa îi spuneam noi, camera de la drum. Un brad artificial, în mod evident. Un brad artificial, da. Care am crescut cu el. Îl știu și l-am avut. Eu eram convins că și acum o să-l găsesc la mama când m-am dus astăzi să-l iau. Și mi-a spus că a venit un nepot binevoitor și a spus: mamaie, este foarte vechi, uite, îți fac cadou unul nou. Și au mai rămas doar aceste trei obiecte din bradul vechi, un glob. Sunt trei globulețe și sunt foarte faine, sunt vechi,
dar sunt foarte faine. Niște clopoței banal, dar globuletul ăsta, m-am uitat cum se făceau globule înainte, dacă vezi. Da. Un glob de plastic în, cu fir de mătase. Da. Cred că este făcut manual. Da, eu sunt convins că este făcut manual. Și produsul acesta era vreun ritual când îl împodobeați prin cinci? Frați sau cine cel mare împodobea? Diferența între noi, fratele cel mai mare are 10 ani, aproape mai mult decât mine, și cea mică are încă 10 ani mai... Adică au fost perioade diferite și am avut, evident, prieteni și diferiți și concepții, evident, diferența de vârstă. Ei se ocupau, eu nu. Eu am fost prâzlea o perioadă foarte mare, eram cel mai mic, până a apărut Delia, sora cea mică. O perioadă de 10 ani am fost cel mai iubit, cel mai mic, mi se spunea prâzlea. Și eram protejat, ca să spun așa, de împodobitul bradului. Bine, brăduțul acela de mic nici nu necesita foarte mult. Tăvănesc că era mare când erați noastră mic. Mi se părea mare. Da, mi se părea mare. Era atmosfera sărbătorilor. Atmosfera sărbătorilor și faptul că eram foarte mulți copii și eram foarte mulți prieteni, vecini care ne cunoșteam, comunicam altfel. Nu exista atât de multe programe social media, Facebook. Dar să știți că nu, eu nu văd un argument pentru care tradițiile să ne fie rușine sau să nu promovăm, să nu susținem tradițiile. Adică mersul cu bună dimineață, concursurile de bici, vorbeam cu primarul localității Măneciu, plugul, mersul cu plugul, dar fără să fie chici, ar trebui poate să-l promovăm și în rândul copiilor noștri. Că dacă noi le spunem, asta e veche, nu mai merge acum suntem doar în lumea virtuală, cred că ne facem nouă ca nație un rău. Adică România are anumite tradiții de Crăciun. Eu sunt convins că sunt zone în Bucovina, Maramureș, care atrag și care le mențin. Tocmai datorită din tradițiilor. Din păcate, urbanizarea forțată pe care a făcut-o Nicolae Ceaușescu în perioada comunistă au diminuat. Faptul că nu exista Moș Crăciun. Da. Vreau să te explic mai devreme. Eram bulversat, primeam cadou de la întreprinderea autorată, de la Moș Gerilă, și primeam portocale, când le vedeam o dată pe an, o banană, probabil un fular, un fes, ce mai găseam, biscuiți. Da, fesul, mi-aduc aminte, dacă le dau și fes. Le dau fes, da. Exact. Și a venit Moș Gerilă. La întreprindere, da. La întreprindere. Moș Gerilă la întreprindere. Și eram, păi stai, și Moș Crăciun cine e? Păi Moș Gerilă era de întâi. Și la un moment dat voiam, ca și copil, păi Moș Crăciun ne aduce pe 25 decembrie și Moș Gerilă pe 31. Deci eu vreau două cadouri, că există și Moș Gerilă, există și Moș Crăciun. Mai târziu am înțeles, de fapt, în perioada adolescenței, că de fapt nu există decât Moș Crăciun. Moș Gerilă este o invenție. Există până la urmă. Există așadar obiceiuri pe care le păstrați, încercați să le păstrați cu sfințenie în perioada Crăciunului, în familia dumneavoastră, dacă vreți, la împodobitul bradului până la tăiatul porcului? Sau... Din păcate s-au pierdut aceste obiceiuri. Crăciunul petrecem în familie, de obicei nu plecăm de acasă. Momentul în care, în cel puțin ultimele 10 Crăciunuri, am fost la soacra mea, care mă duc la maică mea înaintea Crăciunului, mă asigur că are tot ce-i trebuie. Porcul pe care vă așezați când erați mic? Nu. În ultimii ani nu, pentru că, din păcate, am îmbătrânit și nu mai poate să-l crească și cine să o ajute, de fapt. Așadar, domnule senator, Crăciunul dumneavoastră miroase a... Dați-mi 5 elemente, vă rog. Vorbim de Crăciunul din copilărie, da, sau de Crăciunul? Crăciunul dacă vorbim, copilului din dacă dumneavoastră. Vorbim de Crăciunul miroase a cozonac, miroase a carne de porc, cu un gust pe care nu prea l-am mai întâlnit în ziua de astăzi, carne de porc afumată,
aud biciuri trăznind. Îmi aduc aminte de perioadele în care stăteam înghețat până seara târziu, pregătind plugul, de exemplu, ne întâlneam pe 30 seara, nu mai mergeam, că deja ajunsesem, aveam 14 ani, 15 și mai mă duceam cu plugușorul, pentru că consideram că trebuie să ducă copiii mai mici și ne pregăteam pentru plugul mare, în care ne aranjam măștile, ne organizam și așa mai departe. Alt lucru care să ne aducă aminte de Crăciun... Omul? N-ați menționat. Sarmalele făcute de mama, da. Sarmalele făcute de mama. Soacra mea se mai apropie de acel... Dar nu sunt ca alea din copilărie. Dar parcă nu sunt, da. Parcă sunt, nu știu ce se întâmpla. Și carnea aceea, poate ni se pare că nu este. Poate o fi chiar mai bună, dar în ochii noștri nu este. Da, da, da. Și țin minte, bine, nu se întâmpla de Crăciun, țin minte când aveam o furculiță din inox și puneau ai mei carnea la uscat și tăiam o bucată de carne și o frigeam în sobă, la jar. Bine, da, sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut de 40. Și pe care nu neapărat copiii noștri le-ar înțelege. Și nici măcar nu putem avea pretenția să le înțeleagă. În schimb, tradițiile cred că suntem datori să facem eforturi, să le păstrăm. Dacă om reuși. Că totuși e o lume nebună în care trăim. De exemplu, fata mea are acum 16 ani. Până pe la 12 ani își dorea să meargă și mergeam cu ea cu bună dimineața, mergeam cu ea cu cântecele. Tradițiile... Ce place cum spuneți, cu cântecele. Așa le spuneam noi, nu știu exact cum... Nu, dar îmi place ca sintagma, cu cântecele, da, cu cânte, da. De Crăciun, da? Da. Și după ce s-a mărit, evident că nu a mai vrut să meargă. Dacă nu am mai avut motiv să ies, am preferat să stau în casă și nu... Vă mulțumesc, domnule senator Aurel Oprinoiu. Și pentru deschidere și pentru faptul că, iată, ați răspuns pozitiv provocării noastre și ați adus trei globulețe speciale pentru dumneavoastră. Cred că ar trebui să avem fiecare în bradul de Crăciun un globuleț de la părinți, un globuleț de la bunici, dacă au avut așa ceva. Vă mulțumesc frumos. Eu mulțumesc că m-ați făcut să, repet, să mă simt vulnerabil, să mă simt chiar copil. În fața copilăriei, da. Și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost, pentru deschidere și pentru faptul că, iată, ați răspuns provocării. Vă doresc sărbători frumoase și luminate. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră.